Azilul de bătrâni din comuna Mehedințeană Cireșu a primit un cadou de o mare necesitate atât pentru angajații centrului, cât și pentru beneficiari, o mașină de spălat industrială. Asociația Împreună pentru Mehedinți a venit în sprijinul celor aflați la nevoie. Mutarea într-un azil de bătrâni poate fi foarte dificilă pentru majoritatea vârstnicilor, deoarece aceștia se tem de necunoscut și simt că astfel își pierd independența. În satul Mehedințean Cireșu se află centrul de îngrijire și asistență pentru persoanele cu Alzheimer sau demență senilă, a cărui principală misiune este furnizarea de servicii sociale persoanelor cu handicap care se află în situații dificile. În prezent, în unitate se află 30 de persoane care au nevoie de îngrijire zilnică. Una dintre problemele întâmpinate și semnalate de conducerea centrului a fost lipsa unei mașini de spălat industriale pentru a scurta timpul de lucru. Oamenii cu suflet mare din cadrul asociației Împreună pentru Mehedinți au fost prompti și au răspuns numai decât solicitării, venind astfel în sprijinul persoanelor vulnerabile. La solicitarea domnului director de la Cămin de Bătrân Cireșu, ne-am deplasat azi în comună împreună cu colegii mei de la Asociația Împreună pentru Mehedinți și am răspuns solicitărilor dumnealui. O mașină de spălat industrială, deoarece dumnealor de câtva timp, probabil din toamnă, aveau doar mașini de spălat obișnuite și le era foarte greu pentru deținerea bătrânilor. Personalul centrului spune că această mașină de spălat industrială era o mare necesitate, deoarece celelalte nu făceau față, iar fluxul era unul destul de mare. Ca de fiecare dată, Asociația Împreună pentru Mehedinți răspunde prompt solicitărilor venite din partea tuturor celor aflați la nevoie. Astăzi a venit rândul centrului de la Cireșu, care avea nevoie de o mașină de spălat industrială. Dumnealor dețineau un set de mașini de spălat, dar erau mai mici pentru nevoile dumnealor. Astăzi am adus o mașină de spălat industrială marca LG cu o capacitate de 12 kg și uscător încorporat. Sperați că o să le fie de folos? Cu siguranță le va fi de folos și sper ca pe viitor să colaborăm în continuare și să răspundem prompt la fiecare solicitare venită din partea tuturor celor care se află în dificultate. Asociația Împreună pentru Mehedinți a fost mereu alături de persoanele aflate în acest centru, dorind să le creeze condiții mai bune de trai. Persoanele cazate într-un cămin de bătrâni, chiar dacă nu au mai avut pe nimeni alături de ei, se pot bucura de servicii de asistență medicală. La nevoie beneficiază de consultații de specialitate și de tratamente adecvate deficitelor de care suferă, fie ele chiar debilitante precum demența. Datorită posibilității de a fi monitorizați de personalul medical și auxiliar, datorită terapiilor la care au acces printr-o simplă programare, fără ca transportul să mai fie o problemă, se poate vorbi despre îmbunătățirea calității vieții și despre ameliorarea suferințelor fizice și psihice.